Fundașii Ionuț Laria și Mihai Velisar au prefațat în cadrul unei conferințe de presă partida pe care Gazmetan o va disputa sâmbătă seara pe teren propriu în compania lui CFR Cluj. Aceștia sunt conștienți de miza uriașă a jocului și spun că echipa s-a pregătit bine în această săptămână și va da totul pentru un rezultat bun. Este un meci capital, practic este finala campionatului pentru noi, deși 23 de etape am fost și suntem în continuare pe loc de play-off. Eu consider că avem nevoie de aceste 3 puncte pentru a rămâne în obiectiv, pentru a avea șanse mai mari. Cred că dacă vom pierde acest meci, Doamne ferește, șansele se reduc foarte mult. Noi suntem concentrați, sperăm să facem un meci bun și să luăm cele 3 puncte, pentru că un punct nu cred că ne ajută foarte mult. Va fi un meci dificil, vă dați seama, un teren greu, o să fie un teren greu, ținând cont că seara și niz puțin. Iar echipa care se va adapta mai repede la suprafața de joc, care va sta mai bine pe picioare, zic eu că va avea câștig de cauză. Etapa trecută nu a fost cea mai bună pentru noi, am și pierdut și contracandidatele, să spun așa, la play-off au câștigat și au câștigat, să zic așa, dramatic pentru noi, au câștigat în ultimele minute și trebuie să câștigăm partida de mâine seară. Partida dintre Gazmetan Mediaș și CFR Cluj este programată sâmbătă seara de la ora 8.